Azi e ziua încetării războiului din Afganistan. În fiecare an, pe 15 februarie, se fac astfel de evenimente care nu sunt tocmai comemorative pentru victimele nevinovate de atunci. Și au murit oameni cam fără noimă și cam fără cauză. Au slujit obligator în armata sovietică. Au mers în Afganistan tot obligator. Au murit acolo fără să-și dea seama pentru ce luptă. Soldați internaționaliști. Și deci ar trebui să vorbim despre ei ca despre victimele Holocaustului. Dar la noi văd că se face fast. Sărbare. Da, e sărbătoare că s-a terminat un război absurd de 10 ani și că a oprit morți inocente și de civili din Afganistan și de soldați din Uniunea Sovietică. Da, trebuie și condamnat vehement, categoric și hotărât războiul. Nu crede cineva că asta e variantă bună de soluționat probleme politice. Praznic. În rusă praznic înseamnă și sărbătoare. La noi se zice praznic la ceremoniile astea de pomenire a morților. Ce interpretare ciudată a noțiunilor. Pentru ce trebuia defilat cu blindatele, cu mașinile de război? Ce ne mândrim cu faptele de arme ale armatei sovietice? Eu n-aș vrea. Eu nu cred că e corect. Dar voi cum credeți? Un fel de Paștele Blajenilor. Să nu dune toți pe la vreo mașină și beau. Unii mai civilizați s-au adunat la terasă, la gagauz. Noroc. Poliția militară.
A, unii stau și lângă microbuz. Și poliția supraveghează consumul ăsta de alcool în spațiu liber, care e ilegal. Unii mai pudici s-au adunat în parc și malul Iazul. Probabil tot l-a băut. Din coace alt praznic. Pe furiș, ca partizani. Sper că o strângă după ei și nu o să lasă așa gunoaie. Spectacol mizerabil.